Am ajuns la timpul în care ne pregătim inima să ne aplicăm asupra Scripturilor, asupra cărții Apocalipsa, la lecțiunea biblică numărul 42, la care am ajuns prin Harul lui Dumnezeu, și vreau să vă mulțumesc că sunteți aici, în sanctuar, alături de mine, în prezența Domnului. Vrem să citim cuvântul lui Dumnezeu în această seară, din epistola scrisă de Pavel către Tesaloniceni, cea de-a doua scrisoare, capitolul 1, versetele de la 1 la 12, și ca de obicei vă invit să ne ridicăm în picioare. 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetele de la 1 la 12 inclusiv. Pavel, Silvan și Timotei, către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl nostru și în Domnul Iisus Hristos, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi toți față de ceilalți se mărește tot mai mult. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu, pentru care și suferiți. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții Săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut, căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință, pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Pe fiecare dintre dumneavoastră vă salutăm din nou și vă binecuvântăm. Și împreună salutăm și frații, surorile și prietenii care de peste tot sunt cu noi online în această seară. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am ajuns prin harul și bunătatea Domnului la lecția biblică numărul 42 din studiul nostru, Cartea Apocalipsa. Am spus că există patru interpretări fundamentale ale momentului răpirii bisericii în raport cu necazul cel mare, pe care îl folosim ca un reper în timp, însă noi vom prezenta, așa cum spuneam și data trecută, doar trei dintre aceste patru interpretări importante, deoarece interpretarea de la jumătate, de la mijloc, pe care o numim mid tribulaționistă, seamănă în mare măsură cu prima dintre ele de dinainte de necaz, cea pe care am studiat-o prima și am numit-o pretribulaționistă, prin faptul că ambele sunt înainte de a doua jumătate a necazului. Pretribulaționismul este înainte de perioada de 7 ani, iar mid-tribulaționismul este înainte de a doua jumătate. Drept pentru care ne-am concentrat în primul rând la pretribulaționism, înainte de necaz. Apoi, data trecută, am vorbit despre post-tribulaționism, adică despre interpretarea potrivit căreia Domnul Iisus Hristos va veni după necazul cel mare, la sfârșit. Și în seara aceasta vom vorbi despre a treia interpretare și ultima din punctul meu de vedere, dar nu despre mid-tribulaționism. Vă spuneam că despre asta nu vorbim, deoarece l-am inclus în prima, în pretribulaționism. Însă în seara aceasta vom vorbi despre o altă interpretare, care este numită interpretarea sau răpirea înainte de mânie. Este o interpretare mai nouă, cea mai nouă dintre cele patru. Probabil că cea mai veche a fost post-tribulaționismul. Cea care a câștigat teren și este cel mai mult îmbrățișată astăzi și acceptată de cei mai mulți credincioși este pre-tribulaționismul. Însă în această seară vreau să vă prezint, din punct de vedere al celor patru,
ultima, iar din punct de vedere al celor trei pe care eu le prezint de asemenea ultima, răpirea înainte de mânie. Așa cum am procedat la celelalte două până acum, vom proceda și în această seară aducând argumente din punct de vedere al acestei interpretări. Noi vrem să prezentăm toate aceste interpretări care sunt importante în istoria teologiei Bisericilor lui Dumnezeu, pentru ca poporul Domnului să capete învățătură și să aibă o orientare largă, un orizont larg asupra interpretării Scripturilor. Primul argument pe care îl folosește această interpretare, răpirea înainte de mânie, expresie care se va lămuri pe parcursul, în procesul explicării, studiului, este semnul în soare, lună și stele care face diferența. Acesta este primul argument. Semnul în soare, lună și stele. Semn care face diferența. De cazul cel mare, noi știm că este o perioadă de 7 ani. Aceasta este o terminologie destul de des întâlnită în predicarea Evangheliei și în discuțiile credincioșilor. Necazul cel mare. Necazul cel mare este o perioadă de 7 ani undeva în viitor. Ei bine, necazul acesta cel mare, care este o perioadă de 7 ani și în care Anticrist semnează cu Israel un tratat potrivit lui Daniel 9:27, el va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, timp de 7 zile, timp de 7 ani, că e vorba de zi, an. Dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa uriciunii idolești va veni unul, Anticrist, fiara, monstrul, care pustiește, până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. Perioadă care, din punct de vedere al intensității durerii, se împarte în două. Noi știm că necazul cel mare, din punct de vedere al intensității durerii, se împarte în două. Prima jumătate de 3 ani și jumătate, care are o intensitate a durerii mai mică, și a doua perioadă, respectiv cealaltă jumătate de 3 ani și jumătate, când necazul, durerea și chinul trec dincolo de imaginația umană. Diferența dintre aceste două perioade ale necazului o face Anticrist, care pretinde închinare și impune acceptarea numărului 666 ca un simbol al închinării, și cei care nu acceptă vor deveni ținta persecuției lui și a sistemului lui care controlează lumea globalizată în vremea aceea. Matei 24:21. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a mai fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Daniel 12:1. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceea va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte. În lecția din această seară, noi nu vom mai împărți necazul din punct de vedere al durerii, așa cum am spus mai devreme, din punct de vedere al intensității durerii. Prima parte, 3 ani și jumătate, mai puțin intensă, a doua parte de 3 ani și jumătate, mult mai intensă. Și în această seară vom împărți perioada necazului cel mare, respectiv cei 7 ani, dintr-un alt punct de vedere, care este abordabil pentru interpretarea acestei seri numită răpirea înainte de mânie. Adică, noi în această seară vom împărți necazul cel mare din punct de vedere al sursei mâniei. Nu din punct de vedere al intensității durerii, 3 ani și jumătate, ci din punct de vedere al sursei mâniei. Adică cine este sursa mâniei care se manifestă în necazul cel mare. Și cu ideea aceasta vom merge până la capătul studiului. Vă rog frumos să țineți minte. Nu mai respectăm împărțirea în două a necazului cel mare din punct de vedere al intensității durerii. 3 ani și jumătate mai puțin, mai puțină durere, ultimii 3 ani și jumătate mai multă durere. Ci vom împărți în seara aceasta, pentru studiul acesta numit răpirea înainte de mânie, necazul cel mare îl vom împărți în două, dar din punct de vedere al sursei mâniei. Așa că, în acești 7 ani de necaz, se manifestă 2 surse de mânie. Mânia Satanei, care se exprimă prin sistemul anticristic, prin sistemul persecutor al lui Anticrist, fiara, monstrul și prorocul mincinos, și mânia lui Dumnezeu,
Noi citim în Biblie despre perioada necazului cel mare, din punct de vedere al interpretării prezentată în seara aceasta, răpirea înainte de mânie, că există două surse de mânie: mânia diavolului și mânia lui Dumnezeu. În aceeași perioadă de timp de 7 ani, numită necazul cel mare, se va manifesta mânia diavolului. Aceasta este prima sursă, diavolul. Și mânia lui Dumnezeu, a doua sursă, Dumnezeu. Deci necazul cel mare în seara aceasta îl împărțim în două, în funcție de sursa de proveniență a mâniei care se manifestă. În prima parte a necazului, dar nu neapărat 3 ani și jumătate, repet, cei 3 ani și jumătate în seara aceasta nu mai există. Prima parte a necazului, care nu știm cât este din cei 7 ani, trebuie neapărat să fie cel puțin 3 ani și jumătate, dar pot fi 4, pot fi 5, pot fi 6, pot fi chiar și 6 ani și jumătate. Se exprimă mânia diavolului. Apoi, în ce mai rămâne din cei 7 ani, se exprimă mânia lui Dumnezeu. Necazul din această seară, necazul cel mare, îl împărțim din punct de vedere al sursei de proveniență a mâniei, mânia diavolului și mânia lui Dumnezeu. Vreau să aveți asta în minte până la sfârșitul studiului din această seară. Momentul în care se trece de la mânia lui Anticrist îndreptată înspre cei credincioși la mânia lui Dumnezeu îndreptată înspre Anticrist și înspre cei necredincioși este un moment când se dă semnal sau semn în soare, lună și stele. De aceea am spus mai devreme că primul argument al acestei interpretări este semnul în soare, în lună și în stele. De ce? Pentru că când începe necazul cel mare, începe mânia diavolului. Ea se manifestă împotriva celor credincioși. Asta înseamnă că biserica este o vreme în necazul cel mare. Și diavolul își manifestă mânia prin anticrist și prin sistemul lumesc împotriva bisericii sale. La un moment dat apare un semn universal. Semnul ăsta face diferența între mânia satanei și mânia lui Dumnezeu. Semnul acesta este o expresie des întâlnită în cărțile profetice. Semnul acesta e un semn în soare, în lună și în stele. Când semnul acesta în soare, în lună și în stele apare, se oprește mânia diavolului manifestată prin anticrist împotriva bisericii. Urmează răpirea și se declanșează mânia lui Dumnezeu împotriva lui anticrist și împotriva tuturor oamenilor care au rămas pe pământ timp în care biserica a fost răpită. Deci încă o dată, pentru ca să prindem decorul, aceasta este ideea de bază a interpretării răpirea înainte de mânie. Începe necazul cel mare, biserica e pe pământ, nu e răpită înainte de necaz, ca la pretribulaționism. Biserica rămâne pe pământ. Necazul cel mare începe cu mânia satanei, cu mânia anticristului. Și anticrist își dezlănțuie mânia împotriva bisericii, împotriva credincioșilor. Urmează o perioadă de manifestare a mâniei diavolului prin anticrist împotriva bisericii. După o perioadă de ceva timp, câțiva ani, nu știm câți, e imposibil de știut din punct de vedere al interpretării din această seară, apare un semn universal pe toată planeta, semn în soare, lună și stele. Mai întâi prezint ideea de bază și apoi argumentăm cu texte biblice. Când apare semnul acesta în soare, lună și stele, biserica este luată la cer. Mânia diavolului se oprește pentru că apare mânia lui Dumnezeu. Dacă mânia satanei a fost împotriva bisericii, mânia lui Dumnezeu acum e împotriva lui diavolului, împotriva lui anticrist și împotriva la tot sistemul globalizat al lui anticrist. Această diferență între mânia satanei și mânia lui Dumnezeu o face semnul soare, lună și stele. În momentul semnului se răpește biserica și se trece de la mânia satanei la mânia lui Dumnezeu. Atâta timp cât a fost mânia satanei, biserica a fost pe pământ, că satana pe biserică e mâniat și pe credincioși își manifestă mânia prin anticrist. Dar când vine mânia lui Dumnezeu, biserica nu mai rămâne pe pământ, că Dumnezeu nu-i mâniat pe biserică. E mâniat pe satana, e mâniat pe anticrist, e mâniat pe prorocul mincinos și e mâniat pe lume întreagă care compune sistemul lui anticrist. Aceasta este toată filozofia. Aceasta este ideea de bază și centrală a interpretării din această seară. Răpirea înainte de mânia lui Dumnezeu.
dar după mânia diavolului. Asta înseamnă că biserica intră în necazul cel mare, dar nu la jumătatea necazului cel mare, vă rog, scoateți-vă din minte jumătatea necazului. Acum nu mai lucrăm cu jumătate, 3 ani și jumătate, 3 ani și jumătate. Expresiile acestea au dispărut în seara asta, nu există. Mânia satanei nu se oprește la jumătatea necazului, ci cândva în cei 7 ani, nu știm când. Când apare semnul în soare, lună și în stele, când vrea Dumnezeu, nu știe nimeni, nici Hristos, nici îngeri, nici numai Tatăl. Ioel capitolul 2, versetele 20 și 21. Voi depărta de la voi pe vrăjmașul de la miază noapte, îl voi izgoni spre un pământ fără apă și pustiu, îi voi împinge partea dinaintea oștirii lui marea de răsărit și coada oștirii marea de apus, iar duhoarea lui se va ridica în sus și mirosul lui de putregai se va înălța în văzduh, căci s-a crezut grozav. Ioel capitolul 3, versetele 15 și 16. Soarele și luna se întunecă, iată semnul soare și lună, și stelele își pierd strălucirea. Domnul răgnește din Sion, glasul lui răsună din Ierusalim, de se zguduie cerurile și pământul. Da, Domnul este scăparea poporului său și ocrotirea copiilor săi. Semnul în soare și lună și în stele și apare Domnul. Apocalipsa 6, capitolul 6, versetele 12 la 17. Când arunc mielul pe cetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, semn în soare. Luna s-a făcut ca sângele, semn în lună. Stelele au căzut din cer pe pământ, semn în stele. Cum caz mochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a stâns ca o carte din piele pe care o fac sul. Și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor, cei bogați, cei puternici, robii și toți oamenii slobo s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor: cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce stă pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Acum venea mielul cu mânia pentru satana, pentru anticrist, pentru prorocul mincinos și pentru toate neamurile de pe pământ. Ascundeți-ne de mânia mielului care vine, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Iată, dar vine mânia lui Dumnezeu. Când? După ce se manifestă mânia lui satana împotriva bisericii. Luca capitolul 21, versetele 25, 26, 28. Vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor mai ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele pentru izbăvirea care se apropie. Cine se apropie? Vine mirele cu mânia. Pentru biserică? Nu! Pentru anticrist, pentru diavolul, pentru prorocul mincinos și pentru toate neamurile. Pentru biserică e izbăvirea, e răpirea. Genesa 1 cu 14. Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerurilor ca să despartă ziua de noapte. Atenție, ei să fie semne. Cine? Luminătorii. Cine sunt luminătorii? Soarele, luna și stelele. De la început Dumnezeu le-a hotărât să fie semne. Semne pentru ce? Semne pentru multe lucruri, dar în primul rând să fie semne ca în necazul cel mare să despartă mânia satanei de mânia lui Dumnezeu. Și în momentul semnului începe ziua Domnului și se ridică biserica la cer. Să fie niște semne care să arate vremuri, zile și ani. După cum am citit în Biblie în această seară, această perioadă a mâniei lui Dumnezeu este declanșată de semne în soare, lună și stele și începe o perioadă de timp care ține până la sfârșitul necazului cel mare, 7 ani. Această perioadă poartă numele de ziua Domnului. Această afirmație, nu fac acum nicio explicație a gramaticii limbii ebraice, această afirmație, ziua Domnului, uneori înseamnă o zi de 24 de ore, uneori înseamnă o perioadă de timp. Aici, din punct de vedere al interpretării din această seară, înseamnă o perioadă de timp. Isaia 2 cu 17. Mânia omului va fi smerită și trufia oamenilor va fi plecată. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. În care zi? În ziua Domnului, când se oprește mânia diavolului și începe mânia lui Dumnezeu, când e ridicată biserica. Cândva, în timpul necazului cel mare, într-un anumit moment dat. Țefania 1 cu 18. Nici argintul, nici aurul lor nu vor putea să izbăvească în ziua mâniei Domnului. Iată dar, mânia Domnului. Ci toată țara va fi mistuită de focul geloziei lui, căci va nimici deodată pe toți locuitorii țării. Când? Când va începe mânia lui Dumnezeu. Împotriva cui? Împotriva
Bisericii nu, împotriva bisericii tocmai a terminat satana de manifestat mânia. Acum biserica se ridică și Dumnezeu își întoarce mânia către toți cei care i-au pedepsit biserica. 2 Petru 3, 11 la 12. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se întâmple, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri? Suntem undeva în necazul cel mare, biserica e încă pe pământ. Satana și anticrist domnesc. Biserica este strâmturată, prigonită și martirizată. Apare semne în soare, lună și stele. Vine Domnul, începe ziua cea mare, se răpește biserica și Domnul coboare să se răzbune acum pe diavolul, pe anticrist, pe prorocul mincinos și pe toate națiunile pământului care i-au batjocorit biserica. Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerese vor topi de căldura focului. Această expresie, ziua Domnului, e folosită în Scriptură de data aceasta, din punct de vedere al interpretării din această seară, pentru o perioadă de timp. În concluzie, răpirea bisericii trebuie să aibă loc din punct de vedere al acestei interpretări cândva în timpul celei, în timpul necazului cel mare. Foarte probabil că în a doua parte, foarte probabil că în a doua parte. Foarte probabil că în a doua parte. Însă este doar o probabilitate. O stea din răsărit a anunțat prima venire a lui Iisus Hristos în lume, Matei 2, 9 la 10. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor, până când a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. A fost un semn în stele la nașterea lui Iisus Hristos. Ei bine, după cum a fost un semn în stele la nașterea lui Iisus Hristos, tot la fel va fi un semn în soare, lună și stele la revenirea lui Iisus Hristos. Când a venit și a fost un semn în stele, a venit ca mântuitor și ca miel. Acum va fi un semn în soare, lună și stele, vine ca judecător și vine ca leul din Iuda. Matei 24, 29 la 30. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina și stelele vor cădea în cer și, din cer și puterile cerului vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului. Vine Fiul Omului pe norii cerului. Se termină mânia satanei, se termină mânia lui anticrist, se termină mânia globalizării, se termină. Biserica dintr-o dată primește izbăvirea, pentru că dacă n-ar fi scurtat Domnul acest timp, cei aleși n-ar mai fi scăpat, dar Domnul îl scurtează, aduce mânia lui împotriva diavolului și oprește mânia diavolului împotriva bisericii pe care o ia la cer. Începe ziua Domnului. Aceasta este interpretarea din această seară. Răpirea înainte de mânia lui Dumnezeu. Dacă pretribulaționiștii spun că răpirea e înainte de necaz, acesta este reperul, începutul celor 7 ani. Post-tribulaționiștii spun sfârșitul celor 7 ani. Interpretarea din această seară spune venirea mâniei lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-și dezlănțuie mânia împotriva bisericii sale, ci o răpește și se luptă cu dușmanii bisericii care tocmai și-au manifestat mânia împotriva ei. Cât timp? O perioadă din cei 7 ani. Iată dar că biserica este în prima parte, prima parte nu mai înseamnă 3 ani și jumătate, să nu uitați. E în prima parte când mânia este produsă de oameni, de anticrist și de diavolul. Dar când vine adevărata mânie și marea mânie și inepuizabila mânie a lui Dumnezeu, biserica e luată. Aceasta este interpretarea din această seară. Aceasta este ideea centrală a interpretării din această seară. Primul argument a fost argumentul semnului în soare, lună și stele, care face diferența între mânii, mânia diavolului și mânia lui Dumnezeu. Momentul răpirii, începutul zilei lui Dumnezeu. Al doilea argument este mânia satanei. Mânia satanei declanșează începutul necazului cel mare și se manifestă în primii ani între cei 7 împotriva bisericii.
În această perioadă se manifestă mânia Satanei împotriva bisericii care e încă pe pământ. 2 Tesaloniceni 2:4. Potrivnicul care se înalță mai presus de orice se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Dacă în această perioadă numai anticrist este înălțat, în ziua Domnului, când vine mânia lui Dumnezeu și se oprește mânia diavolului, numai Domnul este înălțat. Isaia 2:17. Mândria omului va fi smerită și trufia oamenilor va fi plecată, numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Când? Când se va termina mânia diavolului și se termină când începe mânia lui Dumnezeu. Între aceste două mânii e un semn în soare, lună și stele și se răpește biserica. Mânia Satanei, manifestată prin persecuția lui Anticrist, va fi împotriva aleșilor lui Dumnezeu. Matei 24:21-22. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a mai fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși va fi scurtate. Iată, dar mânia diavolului e împotriva celor aleși. Cine sunt cei aleși? Biserica, spune interpretarea din această seară. 2. Mânia diavolului se va manifesta nu doar împotriva celor aleși, ci și împotriva sfinților, de fapt aceleași persoane numite altfel. Apocalipsa 13:7. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. E manifestarea mâniei lui. Și în perioada asta sfinții sunt ca biruiți, sunt prigoniți, sunt omorâți, sunt urmăriți. 3. Mânia Satanei este împotriva păzitorilor poruncilor, Apocalipsa 12:17. Și balaurul mânia pe femeie, adică diavolul, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Începe necazul cel mare, începe declanșarea mâniei Satanei și Satana se războiește cu toți cei care țin poruncile lui Dumnezeu. Și ultima categorie de oameni, tot timpul este vorba de aceeași, dar numită tot altfel, împotriva credincioșilor, Apocalipsa 12:12. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri, vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe care puțină vreme. Câtă vreme? O perioadă din cei 7 ani. 3, 4, 5, 6 ani, o perioadă din cei 7 ani. E dreptul lui să-și manifeste mânia împotriva bisericii. Apocalipsa 13:4, 5 și 7. Și ei au început să se închine balaurului, pentru că dătuse puterea lui fiarei. Balaurul e Satana, fiara este anticrist, este monstrul, fiară, monstru. Și au început să se închine fiarei zicând, cine se poate asemăna cu fiara, cu anticrist? Și cine se poate lupta cu anticrist? I s-a dat o gură care rostea vorbe mal și hulă. Și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. I s-a dat putere să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Observați că aici este inserată, e introdusă perioada de 3 ani și jumătate, dar noi nu o luăm în seamă, pentru că noi vorbim despre o interpretare pe care n-am făcut-o noi, ci o prezentăm ca pe o teorie numită răpirea înainte de mânia lui Dumnezeu. 3. Al treilea argument. Al treilea argument este argumentul mâniei lui Dumnezeu. Dacă mânia diavolului declanșează începutul necazului cel mare, mânia lui Dumnezeu declanșează sfârșitul mâniei diavolului și începutul zilei Domnului. Expresia ziua Domnului mai este numită în Biblie și sfârșitul, sfârșitul vremurilor sau judecata lui Dumnezeu. Și toate aceste denumiri vorbesc despre a doua perioadă a necazului cel mare, nu 3 ani și jumătate, ci o vreme din cei 7 ani, care e mânia lui Dumnezeu, ce începe când se termină mânia diavolului. Diavolul împotriva bisericii, Dumnezeu împotriva diavolului și a lumii corupte și globalizate sub sistemul lui Anticrist. Luca 17:22-26-30. Și a zis ucenicilor, Hristos Domnul, vor veni zile când veți dori să vedeți una dintre zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Ce anume? Adică, la fel ca în zilele lui Noe, oamenii mâncau, beau, se însurau, se măritau până în ziua în care a intrat Noe în corabie. Nimic rău nu e să te însori, să te măriți, să muncești. Însă e rău să pui aceste lucruri în fața rugăciunii, în fața scripturilor, în fața postului, în fața venirii la biserică, în fața integrității, a caracterului la care trebuie să lucrezi o viață și niciodată n-a ajuns cu el la capăt.
Și a venit potopul și a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, al doilea exemplu. Se va întâmpla la fel. Oamenii mâncau, beau, mâncau, sădeau, zideau. Dar în ziua în care a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua în care se va arăta Fiul omului. Iată dar. Haideți să luăm exemplu lui Noe. Dumnezeu îl păstrează, îl protejează pe Noe în apa în care îi neacă pe toți oamenii. Tot la fel Dumnezeu, spune interpretarea din această seară, va proteja biserica de mânia satanei. Și când mânia satanei se va termina, că va veni mânia lui Dumnezeu, biserica va fi răpită. Hai să luăm exemplul lui Lot. Lot stă în Sodoma și suportă mânia oamenilor. Vine mânia lui Dumnezeu peste Sodoma, dar îl răpește pe Lot. Biserica stă pe pământ și vine mânia oamenilor peste ea. Dar vine mânia lui Dumnezeu și Dumnezeu ia pe Lot, ia pe biserică din Sodoma, de pe pământ. Asemănarea e fidelă. Dacă mânia satanei s-a îndreptat împotriva bisericii, mânia lui Dumnezeu se îndreaptă împotriva satanei, împotriva sistemului anticristic și împotriva națiunilor globalizate care au prigonit biserica lui Dumnezeu. 2 Petru 3:7, iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Țefania 1:17-18. Atunci voi pune pe oameni la strâmtorare și vor bâșbâi ca orbii, pentru că au păcătuit împotriva Domnului. De aceea le voi vărsa sângele ca praful și carnea ca și gunoiul. Nici argintul, nici aurul lor nu vor putea să îi izbăvească în ziua mâniei Domnului. Când? În ziua mâniei Domnului. În ziua mâniei satanei, oamenii o duc bine, oamenii necredincioși, că satana îi protejează pe prietenii lui, dar biserica e prigonită. În ziua mâniei lui Dumnezeu, biserica e răpită și mânia lui Dumnezeu vine peste fiii neascultării și peste toți împărații lor, prorocul mincinos, fiara anticrist monstru și balaurul, satana. 2 Tesaloniceni 1:6-8, fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează. În prima parte sunt întristați credincioșii, în a doua parte sunt întristați cei ce au întristat. Și să dea o dignă atât vouă cât și nouă. Când? Când răpește biserica, când vine mânia lui Dumnezeu și oprește mânia satanei. Cu ungerii puterii lui într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul Iisus a promis bisericii că nu va vedea mânia sa. Încă o dată, Domnul Iisus a promis bisericii că nu va vedea mânia sa. Dar n-a promis bisericii că nu va vedea mânia lumii, mânia diavolului, mânia lui Anticrist. Roman 5:9. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele lui, vom fi mântuiți de mânia lui Dumnezeu. Cine? Cei mântuiți prin sângele lui Iisus Hristos. Dar când biserica se ridică pe pământ, rămân oameni nemântuiți în sângele Domnului. Și mânia Domnului vine peste ei și peste liderii lor pământești, anticrist și prorocul mincinos, dar și peste diavolul, îngerul căzut din cer, fostul Lucifer. 1 Tesaloniceni 1:10. Și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Care e mânia viitoare? Mânia lui Dumnezeu. Care-i mânia prezentă? Mânia anticristului. Unde e biserica mânia prezentă? Pe pământ. Și diavolul o prigonește. Unde e biserica în timpul mâniei viitoare, mânia lui Dumnezeu? O răpește. Biserica e răpită între cele două mânii. Răpirea înainte de mânia lui Dumnezeu. Aceasta este interpretarea pe care o prezentăm în această seară. Dacă interpretarea post-tribulaționistă la sfârșitul necazului l-a dat exemplu pe Noe, care a fost păzit de Dumnezeu în apa în care toți s-au înnecat, interpretarea zilei mâniei îl dă exemplu pe Lot, așa cum spuneam mai devreme, dar acum explic puțin mai mult. Lot și familia lui au stat în Sodoma suportând mânia oamenilor nelegiuiți. O vreme. Ascultați ce spune Petru în a doua scrisoare, capitolul 2, versetele 8 și 9. Neprihănitul acesta de Lot, care locuia în mijlocul sodomiților, își chinuia sufletul în toate zilele, și din pricina ceea ce vedea și auzea și din pricina faptelor lor nelegiuite. Înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți. Peste cine a venit mânia lui Dumnezeu? Peste Sodoma. Unde a fost Lot în timpul mâniei Sodomei? În Sodoma. Unde a fost Lot în timpul mâniei care a venit peste Sodoma? Dumnezeu l-a scos afară.
Lot și familia lui au stat în cetate suportând mânia oamenilor de acolo. Dar când a venit mânia lui Dumnezeu peste cetate, Lot a fost scos afară. Iată dar două mânii în Sodoma. Mânia sodomiților, Lot o suportă. Mânia lui Dumnezeu peste sodomiți, Lot este scos afară. Că n-ar mai putea să trăiască în foc, că nu-i din metal. Și din metal dacă ar fi s-ar topi. 2 Petru 2:5. Dacă n-a cruțat el lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alți 7 inși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. În concluzie, credincioșii vor fi scăpați de mânia satanei în momentul în care va începe mânia lui Dumnezeu. Acesta e momentul răpirii, nu-l putem fixa în timp. Alunecă în perioada de 7 ani. Argumentul numărul 3. Argumentul numărul 3 îl vom prezenta data viitoare alături de alte argumente. Acum ne vom opri să ne pregătim inima de rugăciune și să stăm înaintea Domnului gândindu-ne la următoarele lucruri. Noi nu știm când se întoarce Domnul Iisus, dar se întoarce sigur. El se întoarce pentru noi, oricum. Se întoarce pentru cei care au păcatele iertate în sângele Mântuitorului Iisus Hristos și pentru cei în a căror viață sângele Domnului a făcut o diferență. Sunt mulți oameni care primesc sângele Domnului prin credință, dar acest sânge primit e doar o convingere intelectuală, nu este o credință care schimbă viața. Sângele lui Iisus Hristos, când este primit de o persoană, face o diferență în caracter, în priorități, în valori, în alegeri, în decizii și în toate manifestările Duhului, sufletului și trupului. Dacă în această seară ești aici și te bucuri doar că l-ai acceptat pe Domnul, te rog, fă și pasul numărul 2, întrebându-te următorul lucru. Dacă Domnul este în viața ta, semeni cu El? Urci tu unde a urcat Iisus? Cobori tu unde a coborât El? Întotdeauna când a coborât, a coborât să ridice pe cineva. Întotdeauna când a urcat, a urcat să stea de vorbă cu Dumnezeu. Hristos s-a dus în evanghelizare și s-a întors în închinare. Au fost cele două acțiuni de bază ale vieții lui. Altceva n-a mai făcut. A renunțat chiar să mănânce. De multe ori a renunțat să mănânce și să doarmă. Pentru el n-a fost important confortul și viața umană. Era prea scurtă, urâtă și inferioară în comparație cu ce a lăsat și cu ce urma să reprimească întorcându-se în slavă. Nu te agăța de pe pământ chiar dacă conduci cea mai tare mașină din lume. Într-o zi va arde, să nu arzi împreună cu ea. Nu te agăța de pământ chiar dacă locuiești în cea mai tare casă din suburbia ta. Într-o zi va arde, să nu arzi în ea. Nu te agăța de geabul tău chiar dacă produci cei mai mulți bani din toată adunarea. Banii într-o zi vor arde, să nu arzi împreună cu ei. Nu te agăța de nimic decât cel care stă deasupra focului și al cărui nume este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mielul lui Dumnezeu și Leul din Iuda. El se va întoarce într-o zi să nimicească pe diavolul, dar să izbăvească pe cei neprihăniți, născuți din nou, care au fost umpluți de Duhul lui Dumnezeu, de Evanghelia Domnului și de neprihănirea Domnului. În această seară vă invit pe toți, frați și surori, și pe dumneavoastră, dragi prieteni care online sunteți cu noi, să stați înaintea lui Dumnezeu și să vă întrebați. Când vine Domnul? Nu știm. Dar vine? Vine sigur. Dacă vine la noapte, atunci tu trebuie să fii pregătit. A doua oară nu știm dacă se va mai întoarce după tine și pentru tine. Dacă nu te ia când vine prima oară, riști să nu te mai duci la cer niciodată. Și toți anii care i-ai petrecut în adunare vor fi un mod prin care îți vei chinui sufletul o veșnicie întreagă, că ai fost la un pas de lucru care l-ai pierdut pentru întotdeauna, ca și tâlharul de pe cruce. Nemântuit, la un pas de Mântuitorul. Vreau în seara aceasta să vă provoc la rugăciune și să stați înaintea lui Dumnezeu. Nu stăpâni pe teoria pretribulaționismului, post-tribulaționismului sau răpirea înainte de judecată, ci să stați în fața lui Dumnezeu ca niște oameni care l-așteptați pe împăratul să se întoarcă. Când? Când vrea El. Nu-i treaba noastră când se întoarce El. Este treaba noastră cum suntem noi când se va întoarce El.
El se va întoarce sigur. Spune evanghelistul că se va întoarce la prima strajă, că se va întoarce la a doua strajă, că se va întoarce la a treia strajă sau la a patra, nu știm, dar se va întoarce cândva. Dragul meu, cum te va găsi atunci? Dacă te va găsi cu ochii pe bani și pe prostii, pe lucruri făcute din pământ, din metal, din paie, fân și trestie, vei rămâne să le împărățești și să le administrezi într-un loc neplăcut, numit iadul. Dar dacă te va găsi administrând, lucrând și gestionând lucruri sfinte, de valoarea aurului, a argintului și a pietrelor scumpe, te va lua acolo unde împărăția este din argint, din aur și din pietre scumpe, ca să fii cu el pentru întotdeauna și să cânți în corul care îi cântă lui glorie. Te rog în această seară, stai înaintea Domnului cu toată sinceritatea. Acceptă că Iisus se poate întoarce la noapte. Fă ceea ce mai poți până la noapte. Pocăiește-te. Și de restul se îngrijește Domnul. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să ne smerim prin rugăciune înaintea Domnului.